Da, Vâlziua a fost un joc greu, la fel cum am avut și la Caransebeș, dar cred că eliminarea jucătorului sub de la oaspeți a înclinat balanța în favoarea noastră. Prima repriză a fost una de tatonare, am vrut să introduc jucătorii de viteză care pot face diferența pe faza de atac pe finalul jocului ca să ne putem, știind că echipa oaspeți are probleme după minutul 70, să putem să câștigăm jocul. Promovare ca promovare, ce urmează? Ar repeta 2015 cu Ighiu, sper că nu repeta 2016 cu Mureșovin. E greu să vă răspund această întrebare. V-ar dori că a jucat în Liga 3? Mi-aș dori să jucăm în Liga 3, să sper că se rezolvă toate problemele și că se vei și merită să aibă echipă în Liga 3. Aveți potențial financiar pentru Liga 3? Deocamdată nu mă întrebați pe mine de acest. Trebuiați să vă știți de joc. Vreau să sunt aici, vreau să mulțumesc familiei mele, în primul rând, care m-a susținut necondiționat. În acest retur de campionat, în jocuri atât de multe jocuri decisive, nu este la îndemână oricui să câștige campionatul, cupa și să promoveze un baraj câștigând ambele manșe. Și asta vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați, în principal jucătorilor care și-au făcut datoria cu vârșii de sală și vreau să vezi până acum. Ești la început de drum, ce înseamnă asta pentru tine? Cupă, campionat, promovare, Liga 3. Deosebit, poate acum nu realizez ce am realizat, dar cred că am făcut niște lucruri. E o dedicație specială promovarea asta pentru cineva din club? Da, dedic tuturor, tot celor factorii care s-au implicat. Președintele clubului, domnul Popa Daniel, lui Dan Com și a jucătorilor, tuturor, este meritul tuturor că și fără falsă modestie și avem. De că pe viitor vei avea potențial financiar ca să vă mențineți în Liga 3-a? V-am spus, am repetat încă o dată, nu mă întrebați lucrurile astea acum, că nu sunt în stare să dau un răspuns foarte. Bun, revenind. Bun, vreau să mai mulțumesc primăriei Sebeș care s-a implicat săptămâna aceasta în organizarea jocului, atât în ceea ce privește suprafața de joc, cât și celălalt de pe lângă. Și am o dedicație lui domnul viceprimar, care mereu a crescut în mine și vreau să-i dedic și viitoarea astăzi. Suntem antrenorul unei echipe care a promovat în Liga 3-a. Da. Care este strategia de pregătire? Cum v-ați creionat-o? Săptămâna viitoare o să avem o discuție pe această temă, că nu am gândit deocamdată doar jocurile de baraj și nu ne-am făcut nici nu ne-am creionat, probabil o să avem discuție pe mai multe teme. Atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al lotului și al procedurilor de pregătire sau modului în care va decurge pregătire. Se poate spune că e cea mai fericită din cariera ta ca antrenor? Da, se poate spune.